Piețele din Timișoara vor fi modernizate, anunță viceprimarul Timișoarei Ruben Lațcău. Gata cu slalomul printre microbuze și dubițe cu marfă în Badea Cârțan, strada este mai aerisită după reasfaltarea carosabilului și reamenajarea locurilor de parcare, iar cumpărătorii ajung mai ușor la tarabe. Vom continua în fața pieței, unde circulația tramvailor este îngreunată de mașinile care circulă pe linii. Tot în piața Badea Cârțan, unde a fost modernizată și hala de lactate, se fac reparații la față. 咋的？ Continuăm cu piețele Doina și 700 imediat după sărbători. Fără modernizări serioase de vreo 20 de ani, condițiile din cele două piețe se schimbă în aproximativ o lună de la mobilier la acoperiș. În piața Doina va fi asfaltată platforma, va fi înlocuit acoperișul, va fi realizată hidroizolația și vor fi executate reparații în hala de lactate. Iar în piața 700 vor fi refăcute acoperișul și platforma, va fi montat un sistem modern de climatizare în hala cu flori. Și în piața Lipovei, condițiile se vor îmbunătăți atât pentru comercianți, cât și pentru cumpărători. Acoperișul este gata și continuăm cu reamenajarea spațiilor și a platformei și cu reparații la fațada complexului. Transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.